Ați văzut că Sorina a încercat să aibă o discuție cu doamna Ana, dar o discuție destul de tranșantă, în care a acuzat-o de răutate și de faptul că a făcut anumite afirmații legate de Simona, lucruri care l-au deranjat, afirmații legate de el, tot așa. Deși în mediul online am văzut că este foarte criticat în continuare Sorin și atitudinea lui față de părinți și în special față de mama lui, care a fost tot timpul alături, nu a făcut decât să o critique, să o judece, să se îndepărteze de ea de când este cu Simona și, într-adevăr, Simona față în față cu el a tot băgat fitile, iar la întâlnirea aceea a încercat cumva să ia apărarea doamnei Ana, însă cu siguranță în sufletul ei și în gândul ei era cu totul și cu totul altceva, pentru că de fiecare dată când a avut ocazia a bârfit-o, atât pe dânsa cât și pe tatălui Sorin, și a spus că nu o să se înțeleagă niciodată cu oamenii ăștia, nu o să le calce niciodată în casă, nepoții, copiii ei nu o să meargă niciodată la bunici și așa mai departe. Adică nu a făcut decât să-l îndepărteze de fiecare dată pe Sorin de mama lui. De asta s-a ajuns la această situație, după părerea mea.